entuziasmul palpabil în aer și cu inimile pline de bucurie, comunitatea din Gârla Mare a deschis porțile către un eveniment cu totul special, Zilele Comunei. În prima zi de Paște, locuitorii comunei, alături de autoritățile locale și județene, s-au unit pentru a celebra tradițiile locale și pentru a sărbători spiritul comunitar într-o atmosferă plină de energie și bucurie. Aveți bucurie, casă și mâine, palpă de masă, fericiți să fiți cu toți, de la mâși până la nepoți, fericiți să fiți cu toți, de la mâși până la nepoți. Într-un spectacol vibrant al tradițiilor și al spiritului comunitar, locuitorii din Gârla Mare au sărbătorit în prima zi de Paște Ziua Comunei, un eveniment plin de energie și veselie. În cadrul Zilelor Comunei Gârla Mare, locuitorii au avut privilegiul de a se bucura de un spectacol extraordinar oferit de talentatul interpret de muzică populară, Costel Hornoiu. Cu vocea sa puternică și pasiunea pentru tradițiile locale, acesta a încântat publicul și a transpus în lumea fermecată a cântecelor populare. Îi mulțumesc domnului primar că a avut plăcerea să ne cheme și pe noi în această seară, eu și Slobodan. Vreau să îi mulțumim și domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, domnului prefect Alin Isuf, domnului deputat Alin Chirilă, domnului vice-președinte Ionică Negru și președintele de la Tineret, domnul Cojocaru. Sunt lângă noi, sunt lângă domnul primar al dumneavoastră și îl vor susține cum l-au susținut până acum. Vreau să ne mulțumim și să îi aplaudăm și domnului primar să-i urăm cât mai multe mandate, că este un bun gospodar, așa cred eu. Dumneavoastră, dacă aplaudați, înseamnă că sunteți de acord cu mine. Atmosfera din Gârla Mare a fost îmbogățită de activități captivante și evenimente cultural-artistice. Spectacole de dansuri tradiționale, concerte de muzică populară și târguri cu produse locale au fost doar câteva dintre atracțiile care au încântat participanții. Într-o demonstrație puternică de leadership și angajament față de comunitate, primarul comunei Gârla Mare, Dumitru Baicu, a fost prezent și activ în mijlocul evenimentelor desfășurate în cadrul Zilelor Comunei. Această prezență marcantă a adus un suflu de unitate și inspirație în rândul locuitorilor, subliniind importanța implicării liderilor locali în viața comunității. Profităm de această zi minunată, de ziua de Paște. Am avut un număr care nu ne așteptam de locuitori ai comunei Gârla Mare, care au venit la această festivitate pentru a ne bucura cu toții. Ați văzut și dumneavoastră, cetățenii s-au bucurat de artificii, de soliștii care au fost în seara asta la Gârla Mare. Le transmit și îi rog să aibă încredere în continuare în ceea ce facem pentru gârleni și nu numai. Le spun la mulți ani, sănătate și să fim sănătoși, să ducem mai departe ce avem de realizat în această comună. Este minunat să vedem cum oamenii se adună în jurul valorilor pe care le împărtășesc, să transmită mesaje de susținere și încurajare pentru a duce mai departe proiectele pentru dezvoltare. Oaspeți de seamă, inclusiv oficialității locale și cele județene, au adus un plus de importanță evenimentului prin participarea lor și prin mesajele de susținere pentru comunitatea din Gârla Mare. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu au fost prefectul județului Alin Isuf, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, vicepreședintele Ionică Negru, consilierul județean Vali Manțog, primarii Gelu Pantelimon și Claudiu Gârgă din Salgia și Dârvari, președintele OFSD Mehedinți Tania Lăin, președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru și mai mulți tineri din cadrul organizației de tineret a Partidului Social Democrat Mehedinți. Cu fiecare moment petrecut în compania celor dragi și în atmosfera plină de entuziasm, Zilele Comunei Gârla Mare au fost cu adevărat un eveniment de neuitat, marcând un nou capitol în cartea bogată a tradițiilor și comunității locale. Prin forțele lor comune și dedicarea lor față de comunitate, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, alături de autoritățile locale și cele județene, a demonstrat că prin colaborare și solidaritate se pot obține rezultate remarcabile pentru binele și prosperitatea locuitorilor din Gârla Mare.